În România, o viață de om valorează 5.000 de lei. La atât s-a ridicat amenda pe care a primit spitalul din Săveni după ce un primar a murit pe treptele instituției pentru că nu exista medic de gardă. După o lună, Direcția de Sănătate Publică Botoșani a dat verdictul. În urma controlului, Spitalul Județean Mavromati Botoșani a fost sancționat cu amendă contravențională în valoare de 5.000 de lei pentru nerespectarea reglementărilor legale în vigoare privind munca în schimburi, a timpului de muncă, a regimului pauzelor, luând în considerare existența unor factori de risc în mediul de muncă și capacitatea de adaptare a salariaților se arată în comunicatul DSP Botoșani. În 4 iulie primarul comunei Vornicei a ajuns la spitalul din Săveni după ce i s-a făcut rău. Pentru că nu era niciun medic de gardă, a fost tratat de o asistentă și s-a prăbușit la scurt timp pe treptele spitalului, suferind un stop cardiorespirator care i-a fost fatal. Instituția avea doar doi medici, unul era în concediu și celălalt plecase acasă. Pe lângă amendă, DSP Botoșani obligă acum spitalul să asigure medic de gardă pentru pacienți.